Bună ziua, dragii mei! Sunt Petroschi Bianca, artist plastic și vă invit astăzi în atelierul meu de creație să decorăm împreună niște bostănei din polistiren. Voi realiza diferite tehnici artistice pe mai mulți bostănei. Și, bineînțeles, toate materialele pe care le folosesc sunt din magazinul Casa Retro din București. Voi începe cu acest bostănel blank din polistiren și mă voi folosi de un bețișor, că am nevoie să îi realizez o codiță. Am înfipt bățul în obiectul din polistiren și voi folosi pastă transparentă de relief, care normal se folosește pentru realizat elemente șablonate pe sticlă. Și voi folosi de data aceasta acest produs Cadence pe post de adeziv. Și de asemenea voi folosi lut alb clasic Darvi, pe care de asemenea îl găsiți în magazinul Casa Retro. La final veți găsi în descrierea filmului subtitlu linkuri către aceste produse în magazin. Ca să nu se întărească, să se usuce lutul, trebuie obligatoriu să închideți ambalajul original și să păstrați într-o pungă, dacă e posibil și aceasta închisă, sigilată cât de bine posibil. Voi aplica, cred că tot cu un bețișor, această pastă în zona în care voi pune lutul, pentru aderență, în momentul în care se va întări și lutul și acest adeziv, voi fi sigură că nu se va mai desprinde. Și cu bucățele voi construi în jurul acestui băț codița de care am eu nevoie. Și ușor, ușor îi dau forma care să fie cât mai apropiată de autentic. Mă pot ajuta de instrumente pentru modelare, pe care de asemenea le găsiți la Casa Retro, și voi face niște nervuri care corespund cu aceste canale ce formează bostănelul. Nervuri care să mă apropie și mai mult de autenticitate.
Și aici îi voi face o adâncitură. Lăsăm la uscat. Am aici un bostănel gata uscat. Dacă aveți mai mulți bostănei, faceți codițele la toate și lăsați de pe o zi pe alta la uscat. Acum, în acest moment, puteți observa că se observă structura polistirenului. În plus, în afară de faptul că vreau să acopăr acest aspect, să nu se mai vadă, este bine să aplicați fie gesso, fie primer și culoarea albă sau neagră. Vă alegeți în funcție de ceea ce vreți să faceți. Acest gesso este extraordinar de fin, păstos, deci în mod sigur va acoperi defectele și veți putea de asemenea să continuați să decorați după uscarea acestui strat de gesso. Acum voi folosi aceeași pastă de modelare Lut Alb Darvi în aceste matrițe pentru a crea câteva modele deosebite. Este bine bucățile care sunt în așteptare înainte de lucru să le păstrați în pungă, pentru că se usucă foarte rapid această pastă. De asemenea, înainte să introduceți orice material în genul acesta de matrițe din silicon, vă sfătuiesc să ungeți cu ajutorul unei pensule aspre toată partea de decor foarte bine în interior cu ulei. Ulei de care dispuneți, fie alimentar, fie cosmetic. Voi presa acest lut în matriță, dacă va fi surplus, va trebui să îl îndepărtez și cel mai bine mă folosesc de degete pentru a apăsa lutul peste tot ca să se ia amprenta perfect pe tot decorul. Și este bine să realizați câte un model pe rând, mai ales în cazul în care scoateți crud. Deci dacă băgați la cuptor, e vorba de paste polimerice, puteți lucra cu toată matrița odată. Dar dacă aveți de scos lut crud sau orice alte materiale, este bine să lucrați doar cu câte un model odată. Așa. Și acum voi întoarce și flambez puțin, îl întorc în doi. Iată. Decorul iasă aproape singur. Ne-a rămas un singur colț. Pe care pot să-l atașez și ulterior. Și să încerc să mai fac un model și aici.
Dacă nu ungeți cu ulei, o să vă chinuiți să scoateți lutul și mai ales să-l scoateți și întreg, modelul nestricat. Ok. Bine să vă ajutați cu o spatulă, dar fără să apăsați, ca să nu se strice modelul, deci numai ușor tras. Atât. Și apoi îndreptăm pe masă. Iată cele două modele. Ce frumos au ieșit! Vă realizați astfel de elemente, însă pe bostănei trebuie aplicați cât mai repede posibil și mă voi folosi din nou de această pastă pe post de adeziv. Credeți-mă că nu există niciun adeziv mai bun care să înlocuiască acest produs. Îmi iau elementul cu grijă să nu-l rup, îl întorc pe cealaltă față și voi aplica această pastă pe post de adeziv. Puteți, de exemplu, să lipiți modelele din lut direct pe polistiren și abia după uscare să aplicați stratul de gesso. Acum, lutul fiind crud, poate fi modelat foarte ușor. Fără să apăs, sper să focuseze, foarte tare, deci exact doar atât cât să nu stric basoreliefful acesta și totuși să se prindă acolo pe bostănel, să facă prinderea, priza. Deci foarte fin apăsat. Mai mult împins. Cam așa arată, chiar dacă mai rămân puține goluri, nu este nicio problemă. Și să aplic și celălalt model. Acum s-a oftat Ember, care este lângă mine. Probabil se plictisește îngrozitor. Astăzi nu este dispusă de cursurile mele. Ok. Și acum se poate lăsa la întărit atât cât este nevoie, în funcție de umiditatea din atmosferă, de anotimp, fie lăsați de pe o zi pe alta, fie se poate întări, usca în o oră, două, pe timp de vară, de exemplu.
După ce s-a uscat pasta de modelare, lutul, stratul de gesso și ce mai aveți voi sau primerul, puteți să începeți să decorați. Haideți să vă arăt câteva variante realizate de mine. Am un prim bostănel realizat cu ajutorul acestor paste cu efect de piatră, paste care imită foarte bine piatra, nuanțele acrotos și triton. Puteți aplica cu pensula sau cu un burete prin tamponare. Deci aceasta ar fi o primă variantă. După aceea, încă un model patinat, antichizat. Iată cum arată. Prima dată am aplicat această pastă Distress, nuanța Bordeaux, uniform pe toată suprafața, după care pe alocuri am șters ușor pentru decolorare, cât este încă crud. După uscare am aplicat această ceară care se aplică cu ajutorul degetului, chiar se numește finger wax, nuanță roz, foarte, foarte fină și ușor de aplicat. Aceasta am aplicat-o doar pe anumite porțiuni care sunt mai în relief. Și după uscare am dat un strat de lac gloss pentru protecție. Deci aceasta ar fi a doua variantă. Iată aici încă o variantă, pardon, care arată așa. Este foarte pronunțat patinată. Mie personal efectul îmi place foarte mult. Și este realizat cu ajutorul Antiquing Paint-ului, nuanța Sherry Cadence. Deci se aplică cu pensula peste tot, uniform, după care cu o cârpă se șterge în zonele mai în relief, cât este încă crud. Și la final am aplicat acest lac de protecție satin. Observați diferența, chiar dacă aici am această ceară metalizată care oricum are un anumit luciu. Cu toate astea, este un lac evident mai mat decât în cazul de față. Deci se vede diferența între cele două lacuri: gloss, mat, satin. Mergem mai departe. Am aici un alt bostănel la care am vrut să redau o imitație ca de porțelan. Poate că lumina nu mă ajută foarte mult, însă este realizat în tehnica decupaj. Am aplicat hârtie de mătase imprimată cu aceste flori.
Și am folosit acest adeziv special pentru decupaj, care este excelent. Și la final am aplicat acest lac de protecție High Gloss, care este foarte lucios. Cel mai lucios dintre toate. Se poate și observa. În afară de faptul că este lucios, este și o altă consistență, mult mai gros și se usucă perfect transparent, nu este gălbui. Mai departe, o să iau câțiva bostănei pe care i-am început și îi finalizăm împreună pentru decorare. Iată aici un bostănel pe care am aplicat primer negru, marca Cadence. Observați cât de intens este negrul și este un negru mat, nu lucios, care mă avantajează în ceea ce doresc să obțin. Și am finger wax auriu, de data aceasta, tot marca Cadence. De asemenea, extrem de fin. Fără miros, deci nu deranjează absolut deloc. Și aplic exact doar pe aceste elemente în relief. Se poate fie prin ștergere, tamponare. Acolo unde depășesc și ajung să ating în spații nedorite, pot să aplic înapoi primerul și să corectez. Dacă vă întrebați la ce ajută acești bostănei, puteți să decorați pentru toamnă mese festive sau pur și simplu să faceți un colț decorativ de toamnă în casă sau pe pervazul geamurilor. Să oferiți cadou unor persoane care iubesc astfel de obiecte decorative și așa mai departe. Ține și de imaginația voastră. Iată cât de frumos se evidențiază. Poate că n-ar fi rău să dau și pe aici, pe acolo. Depinde cum vă place. Vă place perfect negru sau cu acest efect? Vă puteți juca după bunul plac. Puteți să îl folosiți nu doar pentru Halloween, deci este
Un bostanel foarte frumos din punctul meu de vedere, de exemplu, dacă l-așezați într-un bol pe o masă, alături de niște frunze de toamnă, viu colorate, cred că efectul este wow. Mergem mai departe la următorul bostanel. Am aici un alt bostanel pe care am aplicat vopsea acrilică metalizată cupru, care bineînțeles s-a uscat deja, ca să trecem la etapa următoare și să aplic Rusty Patina în două nuanțe, Patina Green și Patina Mold Green. Mă folosesc de bureți și voi începe cu nuanța închisă. Este o culoare pastă. Acum, după ce am aplicat pe partea aceasta a bostanelului, voi folosi niște ace pe post de piciorușe ca să nu ating pe masă și să stric ce am vopsit deja. Ok, și acum merg mai departe. Mă folosesc de codiță să pot să țin. Acum voi usca forțat și voi reveni pentru al doilea strat. Bureții se spală imediat pentru că se întărește rapid această vopsea pastă și să aplic și nuanța deschisă. Poate că merge un burete mai mic, pentru că vreau totuși să se mai vadă și din nuanța închisă și voi aplica doar aici colo. Nu peste tot.
Iată efectul. Puteți interveni cum vreți voi. De exemplu, am putea să mai aplicăm puțin finger wax auriu, de ce nu? Pe anumite locuri. Cu cât sunt mai multe straturi, cu atât este mai interesantă patina și mai de efect. Am prins ocazia să vă arăt cum funcționează și aceste două vopsele. Bineînțeles, sunt tot vopsea pastă, groasă, densă, marca EFCO. Bineînțeles, tot la Casa Retro o găsiți în două nuanțe. În mod normal, efectul de rugină pe care îl puteți obține cu ajutorul acestor paste este mai autentic dacă folosiți ambele nuanțe. Dacă folosiți doar o singură nuanță, nu prea vă apropiați de adevăr. Începem cu nuanța mai închisă. Poate fi aplicat cu pensula, cu buretele, cu ce doriți voi, cu ce vă este mai comod. Se poate aplica inclusiv cu cuțitul de șevalet. Pe obiectul aplicat este bine să rămână la fel de groasă această pastă aplicată. Și să merg până mai în față. La elementele decorative vă puteți folosi de o pensulă ca să puteți să pătrundeți peste tot și să repartizați oarecum uniform. Să aplic acum nuanța mai deschisă. Încă nuanța închisă nu s-a uscat perfect, dar pot înainta și pot aplica efectul acesta. Vopseaua este ecologică, nu are miros de niciun fel. Se poate spăla cu apă și săpun de pe mâini sau de pe instrumente.
Se usucă foarte rapid. Iar efectul final se obține odată cu uscarea, efectul acesta de rugină. Deci el, pe măsură ce se usucă produsul, devine din ce în ce mai autentic. Nu necesită alte substanțe în combinare care să creeze niște reacții chimice și să se obțină efectul, ci pur și simplu se aplică cele două vopsele alternativ, se usucă foarte bine și obținem efectul de rugină la uscare. Voi folosi acum primer negru. Am mai aplicat încă o dată primerul, l-am uscat, iar acum voi merge la ghivetă să îl spăl. Acesta este rezultatul după spălare. Deci, primul suport este gesso alb, după care am aplicat un primer negru și după uscare am spălat la robinet. Sper că vă plac bostăneii și efectele pe care le-am realizat pe fiecare. Dacă v-a plăcut tutorialul, dați un like. În cazul în care nu v-ați abonat la canalul meu YouTube, aștept să vă abonați ca să fiți la curent cu tutorialele viitoare. Mulțumesc încă o dată pentru atenția acordată și să sperăm că ne mai întâlnim și la alte tutoriale. Spor la creat!